Pe lângă dublarea graniței directe cu rivala Rusia, aderarea Finlandei la NATO va duce și la întărirea semnificativă a alianței în zona Mării Baltice și la Cercul Arctic. În plus, Alianța Nord-Atlantică și adaugă acum o armată finlandeză puternică și instruită să lupte în condiții vitrege, cred experții militari. Explicații primim de la Cosmin Stan și invitatul lui. Bun găsit alături de mine astăzi se află generalul în rezervă Virgil Bălăceanu, președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bine ați venit, domnule general. Cum se schimbă raportul de forțe începând de astăzi, odată cu dublarea practică a graniței directe dintre NATO și rivala sa Rusia? Cred că este o provocare și pentru NATO, dar mai ales pentru Federația Rusă. Pentru NATO este o provocare, dar este o plusvaloare, aș putea să apreciez. Nu vulnerabilizează NATO, ci din potrivă. Nu este o escaladare, dar provoacă mai mult Federația Rusă. Ce este paradoxul istoriei, pentru că au început război în Ucraina pe lângă denazificare și demilitarizare și pentru a face ca Ucraina să nu intre în NATO. Unde Iată că NATO unde se cratul, extinde, fapt, absolut, se extinde prin Finlanda. Vom vedea ce se întâmplă și cu Suedia după 15 mai, alegerile prezidențiale și legislative din Turcia. Haideți să vedem ce aduce Finlanda în NATO de fapt, domnule general. Aduce o armată pregătită pentru un război total prin cei aproape 300.000 de, de militari, o capacitate pe care o realizează prin mobilizare generală sau parțială, dar rezerva, repete, este foarte bine pregătită. Pe de altă parte, aduce un surplus de rezerviști. Finlanda continuă serviciul militar obligatoriu 6 la 12 luni, deci ajung la 800.000 de rezerviști cu cei care sunt mobilizați pentru structurile de apărare în condiții de război, vorbim de aproape un milion de rezerviști. Am putea spune că Finlanda o să aducă nu numai un aer rece, da, pentru că vorbim de Finlanda, dar o să aducă și un aer proaspăt. Principiile apărării teritoriale care sunt adoptate de către Finlanda Finlanda, într-o anumită măsură dezvoltate și de către Polonia, trebuie să fie un exemplu și pentru alte state. Vorbim de un concept al unui război total, al, a tipului de război pe care noi îl abordam înainte de 89, război întregului popor. În Finlanda se vorbește de așa ceva. Pe de altă parte, finlandezii au și o tradiție de a riposta prin voința populară și pentru o armată pregătită pentru condiții uh, mai dificile, nu meteo și de relief. Domnule General, mulțumim foarte mult, mult pentru toate aceste explicații.